Atunci când 4 ani în urmă Duster a fost prezentat, acesta fiind și primul SUV compact marca Dacia, modelul a reușit să devină destul de repede foarte popular. Peste 820.000 de exemplare au reușit să fie vândute între timp. Însă astăzi vreau să vă vorbesc despre noul Duster facelift, model care a fost prezentat în septembrie 2013 la Frankfurt. Noul Duster promite noi dotări, un motor absolut nou de 1,2 litri TCE de 125 de cai putere și câteva modificări care cu siguranță îl vor face și mai atractiv pentru clienții companiei din Mioveni. Haideți să-l cunoaștem! Dacia nu a modificat prea mult designul noului Duster, mizând pe faptul că SUV-ul de Mioveni are un aspect exterior destul de expresiv și foarte apreciat de clienți. Schimbări totuși există, cel mai vizibil exemplu fiind blocurile optice noi, dar cele mai multe îmbunătățiri le observăm în habitaclul mașinii. Planșa de bord a fost preluată de la noul Logan împreună cu ceasurile de bord și indicatorul temperaturii de afară, care a lipsit pe Dusterul pre-facelift. Mi-a plăcut să văd și butoanele de comandă a geamurilor electrice amplasate pe uși. În lista noilor dotări au intrat acum sistemul de asistență la parcare și cruise controlul, care vă ajută să limitați viteza de rulare, păzindu-vă astfel de amenzi. ESP-ul este oferit și el acum standard pentru toate versiunile Duster. O altă noutate este volanul mașinii, însă din păcate acesta nu poate fi ajustat pe adâncime, ci doar pe înălțime. Vorbind despre practicabilitate, noul Duster facelift oferă mai multe spații de depozitare, în special în partea de sus a planșei de bord, iar portbagajul și-a păstrat volumul de 475 de litri. Pe lângă dotările despre care deja v-am spus, nu ar trebui să uit despre sistemul de cruise control care a apărut acum pe Duster, astfel vă puteți seta viteza pe care vi-o doriți, iar mașina o va menține de sine stătător. Nu ar trebui să uit la fel și despre limitatorul de viteză, care vă va ajuta să nu treceți limita de viteză maximă, iar astfel vă va păzi de o eventuală amendă. Iar în plus, un alt sistem care de altfel mai este disponibil pe Duster, dar care din păcate nu este și pe acest exemplar, este sistemul MediaNav. Despre sistemul multimedia MediaNav de pe Duster am mai vorbit la Autostrada. Prin acesta avem acces la sistemul audio, cel de navigație, la telefon și la alte funcții legate de surse audio externe. După mine, în cazul noului Duster, minunatul ecran tactil color de 7 inci a fost amplasat prea jos, pentru ca cel de la volan să poată citi ușor informațiile afișate. Să știți că un lucru cu care chiar nu mă pot obișnui sunt scaunele, care mi se par extrem de inconfortabile. Pe distanțe lungi, aceste scaune nu sunt cele mai bune, iar de altfel chiar și pe distanțele scurte creează incomodități. În primul rând, din cauza lipsei unei susțineri laterale ceva mai pronunțate. Dacă abordați virajele cu o viteză ceva mai mare și nu aveți centura de siguranță cu plate, riscați să vă treziți pe scaunul de alături. După cum vă spuneam, odată cu Duster facelift, pe acest model a debutat și un propulsor pe benzină de 1,2 litri TCE de 125 de cai putere. De altfel, acesta este și cel mai puternic propulsor disponibil acum pe vreun model din gama Dacia. Acesta este cuplat la o cutie manuală cu 6 trepte, iar deocamdată propulsorul de 125 de cai putere este disponibil doar cu tracțiune față. Tracțiunea integrală ar urma să debuteze undeva prin anul 2015, adică peste un an. Până atunci, iată că acest exemplar pe care îl conduc în cadrul acestui test drive are sub capotă binecunoscutul turbo diesel de 1,5 litri DCI, care produce 110 cai putere. Ei, dacă pe versiunea de 90 de cai putere este disponibilă doar cu tracțiune față, atunci această versiune de 110 cai putere
este oferită cu tracțiune integrală. Nu aș putea spune că este o unitate dinamică, ba din contră. În ciuda acestui fapt, mie chiar îmi place DCI-ul de 110 cai putere cuplat la cutia manuală cu 6 trepte. Acest propulsor satisface din plin așteptările, iar în plus asigură un consum decent de combustibil care în cazul meu nu a depășit 8,5 litri la sută. Sistemul 4x4 are 3 moduri de funcționare. Cel de la volan poate opta pentru modul economic cu tracțiune pe puntea față, pentru modul automat care va cupla de sine stătător puntea spate atunci când o va cere situația, sau pentru modul 4x4 cu blocarea diferențialului central pentru deplasarea în off-road. Dacă tot am vorbit despre aceste moduri și despre sistemul de tracțiune integrală, vreau să văd cum se conduce noul Duster facelift în off-road, iar astfel acum voi ieși de pe asfalt. Odată intrat pe aceste drumuri pline de noroi, în ciuda faptului că este echipat cu anvelope obișnuite, Duster pare să fie ajuns în habitatul său natural. Cursa lungă a suspensiei, garda la sol generoasă de 210 mm și sistemul de tracțiune integrală vă vor permite să ajungeți practic oriunde, cu condiția să nu aveți așteptări exagerate. Comportamentul acestei mașini pe asfalt este unul care nu vă va surprinde cu absolut nimic. Din păcate, sunetul care vine de la roți reușește să pătrundă destul de ușor la interior, semn că izolarea fonică nu este perfectă, chiar dacă Dacia a lucrat la acest capitol și există unele îmbunătățiri. Dieselul se face auzit destul de ușor la interior, iar cât privește ținuta mașinii în viraje atunci când acestea sunt abordate cu viteză ceva mai înaltă, să știți că mașina se lasă destul de tare pe o parte. Și asta pentru că suspensia este până la urmă una destul de moale. Să vorbim acum despre costurile de cumpărare, asigurare și întreținere a acestei mașini. Mai întâi de toate vreau să vă spun că prețul de start al modelului Duster în Moldova începe de la 10.200 de euro, ceruți pentru varianta cu motor pe benzină de 1,6 litri și tracțiune față. Dieselul de 1,5 litri DCI testat de mine în versiunea de top are un preț de 17.000 200 de euro. Ca de obicei, am examinat varianta procurării mașinii în leasing. Pentru a achita o primă rată de 20% la care se adaugă și un comision de administrare de 2%, cel care va alege această mașină va trebui să scoate deodată din buzunar 3.790 de euro. Ulterior, va avea de plătit câte 457 de euro timp de 36 de luni. Cât privește asigurarea, cea obligatorie va ajunge la 907 lei pe an, în timp ce asigurarea casco va costa puțin peste 774 de euro pentru aceeași perioadă de timp. Am calculat și suma necesară pentru întreținerea mașinii, care s-a ridicat la 3.200 de lei pentru primii 30.000 de kilometri. Și acum, verdictul final. Dacia a reușit să învețe foarte repede să-și asculte clienții, iar astfel pe noul Duster m-am bucurat să găsesc multe modificări simple, dar atât de necesare. Mașina nu a pierdut nici din calitățile sale în off-road, iar acesta este un alt avantaj al SUV-ului din Mioveni. Cât ține de dezavantaje, atunci mi-aș fi dorit să văd pe Duster, la fel ca și pe alte modele Dacia, o transmisie automată. Poate o suspensie mai bine setată pentru virajele abordate cu viteze, dar și scaune mai confortabile. Însă toate acestea luate la un loc ar crește mult prețul lui Duster, iar potrivit celor de la Dacia, clienții nu sunt pregătiți deocamdată pentru așa ceva. Voi ce spuneți?